20 de formațiuni politice, două blocuri electorale și un candidat independent au fost înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate. Pragul electoral pentru a accede în legislativ este de 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. Astfel, primul în buletinul de vot este partidul Acasă Construim Europa, urmat de partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, blocul electoral Renato Usatăi, partidul Șor și partidul Acțiune și Solidaritate. Al șaselea pe listă este blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, după care urmează mișcarea profesioniștilor Speranța Nadejda și Partidul Democrat din Moldova. Platforma Demnitate și Adevăr este a noua în buletinul de vot, iar al zecelea este Partidul Unității Naționale. Urmează Partidul Politic Democrație Acasă, Partidul Politic Noi și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Numărul 14 în buletinul de vot este Alianța pentru Unirea Românilor, iar 15 Partidul Verde Ecologist, urmează Partidul Legii și Dreptății. Lista este completată de Partidul Puterea Oamenilor, Partidul Regiunilor din Moldova, Partidul Patrioții Moldovei și Partidul Politic, Partidul Schimbării. Totodată, printre ultimele formațiuni care se regăsesc în buletinul de vot, este Partidul Politic Noua Opțiune Istorică și Partidul Oamenilor Muncii. Ultimul, cu numărul 23 în buletin, este candidatul independent Veaceslav Valcom.